Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori împreună rugători, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Această duminică este numită după pericopa evanghelică care s-a citit astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, Duminica Vindecării Orbului din Naștere, însă Părintele nostru, Mitropolit Bartolomeu al Clujului, o numește și Duminica Luminii, deoarece orbul din naștere a fost vindecat de acest defect de Hristos, lumina lumii, lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. Acest orb l-a văzut mai întâi duhovnicește, lăuntric, pe Mântuitorul Hristos, lumina lumii, și apoi l-a văzut Aievia. Mi-aduc aminte că am văzut un videoclip cu un orb cerșetor, asemenea orbului cerșetor despre care ni se spune că a fost vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos. Acest orb era undeva la marginea străzii și avea o pancardă înaintea lui. Se vedea că este nevăzător, însă era scris cu litere mari în limba engleză: I am blind, please help me. Sunt orb, vă rugăm, ajutați-mă. Vă rog, ajutați-mă. Și lumea indiferentă trecea pe lângă el, din când în când cineva arunca câte o monedă. Însă s-a apropiat o doamnă de dânsul, el imediat i-a pipăit încălțămintea doamnei și doamna i-a schimbat textul de pe pancardă, fără să-i spună nimic. Și a pus următoarea însemnare în limba engleză: It's a beautiful day and I can't see it. Este o zi frumoasă și eu nu o pot vedea. Și din acea clipă, toți cei care treceau pe lângă el lăsau câte o ofrandă. La un moment dat, doamna a revenit. Dânsul imediat a identificat-o, fiindcă i-a pipăit încălțămintea și a întrebat-o: Doamnă binefăcătoare, ce ați putut scrie aici de lumea? S-a schimbat într-o clipă și a devenit atât de generoasă. Și i-a zis aceleași cuvinte de milă, însă într-o altă formă. Am spus că este o zi atât de frumoasă și tu nu o poți vedea. Într-adevăr, zilele sunt frumoase și binecuvântate, iar noi, deși vedem fizic, de multe ori nu le putem vedea. Și suntem prea preocupați de grijile acestei lumi și nu ne bucurăm de tot ceea ce vedem împrejur. Totul ni se pare banal. Însă orbii care și-au recăpătat vederea întotdeauna au exclamat la frumusețile văzute ale acestei lumi. Așa a exclamat și orbul din naștere, vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos, care cerșea în Ierusalim. Ni se spune în Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care s-a citit acum la Dumnezeiasca Liturghie, că Domnul a trecut împreună cu ucenicii pe lângă acest orb din naștere cerșetor. Iar ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul: Învățătorule, cine a păcătuit acesta? Cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iar Iisus le-a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să se arate prin el această minune pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos, deschizând ochii unui orb din naștere, fiindcă avea să exclame orbul după ce a fost vindecat, că niciodată nu s-a mai întâmplat, din veac nu s-a auzit, spunea el, să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Într-adevăr, Mântuitorul Iisus Hristos a redat vederea multor orbi care și-au pierdut
pe parcurs vederea, însă absolut nimeni nu se gândea că un om născut orb din naștere, a cărui retină era alterată sau distrusă, ar putea fi vindecat de acest defect. Însă Domnul a vindecat atâția orbi și a ridicat chiar din morți pe fiul văduvei din Ain, pe fiica lui Iair, pe prietenul său Lazar în Betania și pe toți aceștia i-a înviat, i-a readus la viață prin cuvânt. Fără să se atingă, fără să facă tine din scuipat, așa cum a procedat atunci când l-a vindecat pe orbul din naștere. Chiar a vindecat pe mai mulți bolnavi de la distanță Mântuitorul Iisus Hristos. Iată, ne gândim în mod deosebit la fiica femeii cananeence și la servitorul sutașului, care au mijlocit înaintea Mântuitorului Iisus Hristos ca aceștia să fie ajutați și prin mijlocirea lor să fie vindecați cei care sufereau la mare distanță de Mântuitorul Iisus Hristos. Și pe toți aceștia Domnul i-a vindecat prin cuvânt. Însă, după ce Domnul a dat această mărturie spunând, nici acest orb n-a păcătuit și nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, a spus, trebuie să fac până este ziua lucrările celui care m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze, atât cât sunt în lume, lumină a lumii sunt. Desigur, Mântuitorul Iisus Hristos s-a referit la întunericul care de prea multe ori ne copleșește. Iată, în aceste vremuri de cernere, viața în Hristos este considerată de unii risc epidemiologic și piatră de poticnire. Însă cunoaștem cu toții că Hristos este viața noastră, este lumina noastră, este mântuirea noastră. După ce a făcut această mărturisire, Domnul a scuipat jos și a făcut tine din scuipat și a uns cu tine ochii orbului și a zis, mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. De ce oare Mântuitorul Iisus Hristos a făcut tine din scuipat și cu aceasta a uns ochii orbului? În primul rând, a făcut aceasta ca să îi verifice credința și ascultarea. Orbul, plin de credință, l-a ascultat pe Hristos și l-a văzut pe Hristos, așa cum v-am spus, mai întâi lăuntric. Mai întâi l-a văzut duhovnicește, sufletește și apoi l-a văzut aievia. Totodată, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat faptul că atunci când ne-a creat pe fiecare, ne-a creat complet, adică cei care nu sunt sănătoși sunt incompleți. De aceea, Domnul a completat prin tine, făcând trimitere la actul creației, această recreiere a acestui bolnav, acestui suferind. Cu alte cuvinte, a completat ceea ce nu era completat. A desăvârșit această lucrare prin vindecarea orbului din naștere folosindu-se de materie. Așa cum de materie Domnul se folosește în actul de vindecare, de pildă, în taina Sfântului Maslu, când suntem unși cu undelemnul mânghieric, undelemnul sfințit, sau în slujbele bisericii, când suntem stropiți, primeniți, cu aghiasmă, cu apa sfințită. Deci, iată, și prin materia binecuvântată de Hristos, marele binefăcător și vindecător,
putem fi vindecați. Desigur că minunea vindecării orbului din naștere s-a răspândit ca fulgerul. Acesta era o persoană publică. Toți îl știau că era nevăzător, nu vedea lumina zilei din naștere și unii dintre ei nici nu-l mai recunoșteau. Nu le venea să creadă că este orbul din naștere care cerșea zilnic și acum este vindecat. După cum ni se spune în Evanghelie, cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea. Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu este el, ci seamănă cu el, dar acela zicea, eu sunt. Deci îi ziceau, cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zis-o lui, unde este acela? Și el a zis, nu știu. Nu știu, însă a mărturisit tuturor faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, lumina lumii, lumina cea adevărată, i-a redat vederea. Mi-aduc aminte de părintele Teofil Părăian, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Era orb din naștere, cum știți. Și la un moment dat, câțiva jurnaliștii iscoditori l-au întrebat, părinte Teofil, dacă ați vedea în această clipă ce ați dori să vedeți pentru prima oară. Și el le-a răspuns, să știți că eu niciodată nu m-am gândit la asta, deci era resemnat. Așa cum era resemnat și acest orb din naștere vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos. Să știți că eu niciodată nu m-am gândit la acest lucru că voi vedea vreodată și că mi-aș dori să văd ceva din lumea aceasta. Și mai spunea părintele că el îl vede neîncetat pe Hristos. El este cu Hristos și în Hristos și este plin de Hristos. Deci părintele vedea mult mai bine duhovnicește decât noi cei care vedem lumina zilei. Așa și orbul din naștere vindecat de Domnul era resemnat, nu se gândea vreodată că cineva l-ar putea vindeca, i-ar putea să-i dea vederea, să poată vedea și frumusețea acestei lumi. Însă frumusețea cea adevărată pe care el a văzut-o a fost Hristos, fiindcă așa cum ni se relatează în pericopa evanghelică, care s-a citit acum la Dumnezeiasca Liturghie, a urmat un lung și întortocheat interogatoriu al fariseilor și cărturarilor, fiindcă Domnul l-a vindecat pe acest orb din naștere în ziua de sâmbătă, atunci când, potrivit mentalității vechi iudaice, nici măcar vindecarea celor bolnavi nu se putea săvârși. Deci fariseii au început acest interogatoriu cu acest orb din naștere, i-au pus mai multe întrebări și ca să se convingă că el este cu adevărat cel vindecat, au fost chemați părinții lui, iar aceștia au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede el acum? Noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii? Noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Ne mai spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale că dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci, fariseii și cărturarii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta e păcătos. A răspuns deci acela,
Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Deci au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit. De ce voi să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Și a mai exclamat acest om vindecat de orbire. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. De n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Sigur, farisei și cărturarii s-au înfuriat, fiindcă mărturisirea acestui om vindecat de Dumnezeu era sinceră și puternică. Și i-au zis, în păcate te-ai născut. Vedeți, era vechea mentalitate iudaică că dacă suferea cineva, suferea din cauza păcatelor. Ei nu înțelegeau că Domnul este Cel care ne întărește și suferința este umplută și Domnul dă sens de prezența Lui și Domnul dă sens suferinței. N-au înțeles acest lucru. Și l-au mustrat reproșându-i că El s-a născut în păcate și tocmai El îi învață pe ei care chipurile vedeau, însă nu vedeau. Fiindcă Mântuitorul Iisus Hristos, făcând un rechizitoriu aspru cărturarilor și fariseilor, mai târziu, după cum ni se spune în Sfintele Evanghelii, a folosit epitete usturătoare, numindu-i fățarni și morminte văruite. Însă a folosit și acest epitet de fățarnici și orbi. Adică, cu toate că vedeau lumina zilei, ei nu vedeau. Și deseori Domnul spunea, ochi aveți și nu vedeți. Adică, deși se pare că vedeți, voi nu vedeți lucrarea lui Dumnezeu. Nu vă împărtășiți din lumina cea pururea viitoare. Nu vă împărtășiți din lumina pe care o răspândește Hristos, lumina cea adevărată. Așadar, îi deplângem pe cărturarii și fariseii care l-au mustrat pe acest om purtător de lumină, purtător de Hristos, Hristofor, reproșându-i că este păcătos. N-au primit mărturisirea lui sinceră și directă, ci l-au mustrat și l-au dat afară din templu. Iisus a auzit că l-au dat afară pe orbul pe care îl vindecase și găsindu-l i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este Doamne ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut și cel ce vorbește cu tine, acela este. Adică l-ai și văzut mai întâi lăuntric, înainte de a-L vedea cu ochii trupești. L-ai văzut pe Hristos cu ochii tăi sufletești. L-ai văzut duhovnicește. Și acum iată, îl vezi aievea. Câtă frumusețe, câtă bucurie să îl poți privi acum pe Hristos. Și omul vindecat de Domnul a mărturisit. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Preiubiții mei, atunci când a fost anchetat acest om vindecat de către farisei și cărturari, acesta le-a spus cu toată sinceritatea inimii,
celor care îl învinovățeau pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe însuși Dumnezeu, că este păcătos, le-a spus așa: nu știu ce să vă zic, însă un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Fiind orb, acum văd. Așadar, iubite frate, dacă te simți copleșit, și iubite soră, dacă te simți copleșită de năvala de vorbe și imprecații asupra bisericii trupului Hristos, iubite frate, dacă te simți stingher, dacă te simți amărât, dacă ești înfricoșat și tu, iubită soră, de asemenea, dacă ești înfricoșată de aceste vremuri grele în care te afli acum și mai cu seamă de agresivitatea și obtuzitatea celor care vorbesc despre sfânta împărtășanie, ce ar putea fi chipurile mijloc de infectare, trebuie să ai curaj. Tu, iubite frate, tu, iubită soră, un lucru știi din adâncul inimii tale, așa cum a știut și orbul vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos, că erai orb, duhovnicește, iar acum vezi. Tu știi că erai bolnav, iar acum ești vindecat. Tu știi că erai în întuneric, iar acum Hristos te-a scos la lumină. Tu știi că erai rob al patimilor, iar acum ești un om liber. Tu știi că erai bătaia de joc a demonilor, iar acum ești răscumpărat și restaurat de Mântuitorul Iisus Hristos, viața, mântuirea și lumina lumii. Toate acestea, iubite frate, iubită soră, știindu-le, să nu te descurajezi, să nu te înfricoșezi, să nu te intimidezi de fariseii vrăjmași ai Mântuitorului în aceste vremuri, care caută să te facă pe tine însuși să taci și să-L mărturisești strâmb pe Mântuitorul Iisus Hristos. Să nu te descurajezi, să-L mărturisești pe Domnul cu toată sinceritatea inimii, fiindcă Domnul ți-a redat vederea cea adevărată. Atunci când ne împărtășim cu El la fiecare liturghie, exclamăm: am văzut lumina cea adevărată, am primit harul cel ceresc. Iată, la fiecare liturghie, fiind cu Hristos lumina lumii, ne împărtășim din lumina slavei sale și devenim purtători de lumină în aceste ținuturi mai puțin desfătate de lumina duhovnicească. Așadar, să nu te înfricoșezi, să nu te descurajezi și să nu te intimidezi, ci să îl mărturisești cu toată tăria pe Hristos în fața fariseilor vrăjmași ai Mântuitorului în aceste vremuri și să spui: un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Aceasta știu și mărturisesc și eu. Acum în Hristos văd, acum în Hristos trăiesc, acum în Hristos iubesc. Amin.